Ne-a prins ploaia forță. Dau drumul și la încălzire. Așa pe prima dreaptă. Mamă de nasol tare pe jos, sunt fleașcă. Fleașcă vreau să zic. Jacheta impermeabilă. Pă, naiba. Impermeabilă la câțiva stropi. Și mai avem ceva de mers până unde ne-am propus. De întors nu ne întoarcem că ne rupe ploaia. Măcar aici mai sunt copaci și ne mai protejează cât de cât. Oricum e cam nașpa situația, dar n-avem ce face. Oricum plouă bine tare de tot. Mamă, ce e pe aici, să-mi bag picioarele. Nasol de sebi cu motorul că alunecă rău tare. Și nu știu dacă o să ne putem să ne întoarcem pe unde am venit. Nu știu dacă urcăm. Mamă, de ce alunecă TV-ul, să-mi bag picioarele. Păi ești nebun cum se duce ATV-ul, să-mi bag picioarele. Nu, cred că urcăm pe aici. Nu cred. Văd că mai s-au risipit cât de când ori. Și ploaia s-a mai domolit puțin, dar noi suntem destul de freașcă. Oricum sper să găsim să ne cumpărăm măcar niște tricouri, ceva de undeva ca să ne schimbăm. Că e nașpa să merge așa până acasă. Și e ceva de mers. Să ținem puțină distanță aici, că e destul de nasol. Bă, nu știu dacă urcăm cu ATV-urile. Posibil să urcăm, dar cu motorul sigur nu poate să urce. Că e nasol tare, cum pui frână, cum se duce ATV-ul săniuță. Și oricum asta nu se usucă într-o oră, două. Durează ceva. Auzi? Ei nu știu pe unde ieșim pe aici, nu? Nu. Dăm înainte. Trebuie. Băi, sunt fleașcă. Suntem, de fapt, fleașcă. Sper să găsim să ne luăm câte ceva de îmbrăcat. Sper, dacă nu, cât avem de mers până acasă, am pus-o tare. Bine, noroc cu casca, că asta chiar protejează de ploaie și de multe. Și cel puțin la cap nu m-am udat deloc.
scaut să-mi iau impermeabil, nu știu, ceva gen sac. Am văzut cum mai sunt tot așa jachete gen saci, plastic și în alea sigur nu intră apa. Ăsta a intrat apa, că de că nu-s chiar fleașcă, dar m-am udat destul de bine. Sau nebunesc, de știu pe unde s-o luăm. Cam asta a fost și prima porțiune din traseu. Sper că v-a plăcut. Să vedem acum, după ce o să mâncăm ceva, dacă ne întoarcem pe asfalt sau tot prin pădure. Dacă ne întoarcem prin pădure, sigur o să filmez. V-am pupat!